Bun revenit în redacția Express de Banat. Am trăit încă o săptămână în care lucrurile, dar și oamenii, parcă au luat-o razna. Schimbări am asistat și în această săptămână. Cine credeți că a preluat conducerea spitalului din Caransebeș, oraș liberal de mai bine de un an? Mihaela Popovici. Da, ați ghicit, este vorba despre șefa tinerilor social-democrați din Caraș-Severin. Că doar are pregătire după ce a absolvit cursuri de specialitate în domeniul sănătății. Cam aceleași cursuri care au recomandat-o în luna iulie pentru a face parte din comisia care a decis soarta lui Dan Mirea, candidat la postul de director al Teatrului de Vest. Cine vă recomandă? Cine să mă recomand? Vocea și talentul meu! Un răspuns excelent! Mihaela Popovici, noul manager al spitalului din Caransebeș, a fost numită în funcție de nimeni altul decât primarul liberal Felix Borcean. De asta spuneam la începutul episodului de astăzi că lumea a luat-o razna. Sau să asistăm la refacerea USL? Nu-i exclus dacă ne uităm la comportamentul edilului șef. Mulți s-au bucurat că orașul a rămas pe mâna unui urmaș al lui Marcel Vela, dar la mai bine de un an de mandat, tind să creadă că Felix Borcean ar fi brânză bună în burduf de câine. Cele mai recente zvonuri spun că liberalul ar avea întâlniri pe ascuns cu PSD-iștii pentru a se înțelege pe diverse proiecte. În plus, cere demisii fără explicații logice. Una dintre victime a fost Sorin Bejeriță, de acum fostul director al SC Cazare și Servicii Școlare SRL, care îndeplinea în același timp funcția de vicepreședinte PNL Caransebeș. De ce trebuie demis în opinia lui Borcean? Pentru că societatea pe care o conducea are prea mulți angajați și, culmea, directorul are cel mai mare salariu. Asta da treabă nemai văzută. Revoltat, omul și-a dat demisia și din PNL, aruncând încă o bilă neagră în grămada făcută deja de Felix Borcean în curtea liberalilor. După ce s-a vorbit la Reșița despre tot felul de mijloace de transport în comun, săptămâna aceasta era să rămânem fără niciunul. Societatea de transport Roatir a anunțat brusc că nu mai pleacă niciun autobuz pe traseu până ce primăria nu își revizuiește atitudinea, adică până nu își achită datoriile de peste 1,8 milioane de lei acumulate din penalizări. Nu poți să lași copiii la ora 12 când la școală, să stea în stația de autobuz, să trezim la ora 2 cu câteva sute sau mii de persoane în oraș care stau în stația de autobuz și nu știu de ce nu vine autobuzul. Și ce să facă primăria, cea care anunța că din august scăpăm de rable și vom avea alte autobuze, second hand, dar unele bune? Păi negociază ce să facă. Așa că dacă Roatir cere, Roatir va primi, pentru că primăria va plăti mai mult pentru tichetele gratuite ale pensionarilor. A, și dacă tot am amintit de autobuzele respective, care într-o vreme veneau în august, mai întârzie și ele ca mai toate proiectele din Caraș-Severin. Adică n-au venit în august, nu vin nici în noiembrie, al doilea termen anunțat, dar vin sigur în ianuarie. Cum care ianuarie, al anului viitor. Că tot vorbim de Reșița, nu putea lipsi Nelu Popa, cel care, după cum spune consilierul local Mirel Sabo, vrea să fie șef la poliția locală. Replica vine după ce primarul Popa a anunțat că instituția are prea mulți angajați, așa că unii trebuie să plece. Decizia a dat drumul tirului de întrebări din partea PSD-iștilor. Asta înseamnă că va scădea și numărul de polițiști de pe stradă? Nelu Popa a dat asigurări că nu se pune problema ca cei de pe stradă să plece, fiind vorba, spune el, doar despre cei din birouri. Cât se poate de firească a fost următoarea întrebare adresată de consilierul local Mirel Sabo. Păi, dacă nu ne mai trebuie atâția angajați prin birouri, ce rost au mai avut concursurile care s-au organizat în anii trecuți? În urma concursurilor organizate de poliția locală, cei mai mulți candidați care au promovat au ajuns să fie puși în birouri. Întrebarea n-a avut răspuns. Și pentru că Nelu Popa nu a reușit să le câștige încrederea, membrii PSD și PMP nu i-au votat proiectul. Totuși, acesta a trecut. Rămâne să vedem câți angajați ai poliției locale vor ajunge pe străzi, fiind dați afară, că de trimis pe stradă pentru patrulare și așa nu prea mai ai pe cine să trimiți. Dacă tot am vorbit despre oameni ai legii, mai menționăm unul. Smardoi de fel, avocatul Cosmin Panduru și-a furat-o. Nu vă gândiți că s-a întors roata și a luat bătaie, ci vorbim despre mită. Se pare că avocatul era un apărător de plicuri, cerând 2000 de euro mită pentru a bloca o executare silită. Din păcate pentru el a fost prins în flagrant în timp ce primea suma de bani. Și pentru că avocatul Cosmin Panduru este autorul mai multor fapte demne de menționat, reamintim și noi că omul legii este un iubitor al legii pumnului, pe care o aplică maestuos oricui. Așa se face că în ultima vreme, victimei au căzut un polițist și un primar din Caraș-Severin. Bineînțeles, la cum e legea în România, omul n-a ajuns după gratii, că doar nu-i pericol public. Așa că acum, pentru o banală cerere de mită, nici nu se mai punea problema arestului. Avocatul este cercetat sub control judiciar.
Mâine începe la Oravița Gala Teatrelor Naționale din România, eveniment pentru care Consiliul Județean nu a alocat niciun leu. Nu e însă singurul, ne amintim de Festivalul Internațional de Jazz de la Gărâna, care a avut aceeași soartă. Așa că de mâine vă invităm la Oravița, unde timp de 10 zile, teatre din întreaga țară vor urca pe scenă pentru spectacole memorabile cu actori cu nume mari. Cel mai probabil la Gala Teatrelor din Oravița nu va fi vorba despre răchie, dar cu siguranță va fi vorba despre carafe de cultură. Cam asta am avut noi de spus în episodul de astăzi. Vă așteptăm pe site-ul nostru expresdebanat.ro, pe conturile de Facebook și de Twitter, dar și pe canalul de YouTube. Și desigur, nu uitați să participați la concursul nostru prin care vă trimitem la unul dintre cele mai tari filme ale săptămânii viitoare. Primii câștigători și-au ridicat deja premiul de la noi, așa că vă așteptăm să dați share postării de pe pagina noastră de Facebook. Mult succes! Și nu uitați să rămâneți cu Expres de Banat, pentru că știrile circulă mai repede în Caraș Severin.